În subsol vor fi mai multe funcțiuni, dar aici vor fi niște camere care o să aibă funcție muzeală. Deci și sus și jos o să fie câteva spații, așa în care o să fie expuse obiecte, cărți poștale, fotografii, așa în care o să, cum să spun, parcurgând-o, o să vezi istoria acestei clădiri, de edificiu. Deci peste tot se va păstra zidurile, planșeele originale, cel puțin aici la subsol, însă bineînțeles că or să fie tratate, or să fie consolidate. Vedeți că s-au făcut teste peste tot ca să se vadă care este starea actuală a clădirii. Aici au fost experți de toate felurile, atât, cum să spun, privind arhitectura, deci finisaje, tâmplărie, ornamente de toate felurile, experți de rezistență care au analizat cât de bine stă clădirea acum și ce trebuie mai trebuie făcut ca să ea să reziste conform normelor actuale, și experți de, care sunt cu instalațiile, deci termice, electrice, sanitare, toți aceștia sunt experți și nu sunt experți oarecare, sunt experți care sunt avizați de Ministerul Culturii, pentru că ăsta este monument de clasă A. Deci noi toți așteptăm să mai găsim mărturii din anii 50, așa cum s-a găsit acel petic de sac. Deci mărturii ale deținuților politici care au lucrat aici la casino. Și sunt zvonuri și chiar și mărturii a celor care au trăit și după 1990, dar și ale moștenitorilor lor, și au și indicat câteva locuri, de exemplu în turnurile, cele patru turnuri, așa, terminațiile cazinoului, care putea fi acolo puse în niște sticle, niște borcane, s-ar putea să fie și acolo, știu eu, pe niște foi de sac sau pe spatele unor schițe, pentru că ei lucrau după niște schițe să facă aici stucaturi, așa, s-ar putea să existe, tot așa, niște poezii, am înțeles că ar putea fi anumite gânduri ale deținuților care au lucrat aici. Spuneți-ne, care sunt următoarele etape? Ce se va întâmpla de acum încolo? Aceste grinzi făcute de Angel Saligny rămân? Rămân, toate rămân, pentru că s-a dovedit că sunt în bună stare și aceste ziduri de piatră și planșeele cu bolți de cheramidă. Povestea este că în etapa aceasta sunt echipe care demolează. Deci au demolat toate zidurile neportante pentru ca să facă loc noi configurații, au demolat încă mai puțin din scara dinspre nord-est, care a fost făcută atunci și care acoperea o bună parte din ornamentele cazinoului, și aia se demolează și se pune o scară în interior. Ați văzut că pe fațadă au început să apară multe caschete albe și galbene, deci sunt muncitorii care decopertează tencuiala și toată tencuiala asta se dă jos până la cărămidă și se ia fiecare zonă în parte să se studieze dacă e degradată, dacă cumva și cărămida ar trebui puțin înlocuită în anumite locuri, și după aceea o să vină cu aparate care suflă cu aer, deci ultimile care pot să scoată ceva. Și după ce totul de aici a fost demolat ca să facă loc nouă configurații, o să vină alte echipe de restauratori care o să redea cazinoului funcțiunile care trebuie.